Iată, în această frumoasă după-amiază de septembrie, vă întâlniți aici, în casa lui George Enescu, cu ocazia unui eveniment cu totul deosebit. Cu prilejul celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu și a apropiatei inaugurări a anului francofoniei în România, corul Madrigal și maestrul Marin Constantin vă oferă un moment închinat marii personalități enisciene. Prezenți din anul 1964 în toate festivalurile enisciene, corul Madrigal și maestrul Marin Constantin și-au arătat atașamentul față de modelul nepereche al artei și spiritualității românești. Mesageri în întreaga lume ai cântecului și artei corale românești, corul Madrigal a fost o permanență a măiestriei care a convins pretutindeni ce înseamnă arta cântului în țara noastră. Nu de mult, corul ne-a reprezentat și anul acesta ca mesager în Japonia, în Turcia, ambasadori, într-adevăr, ai țării noastre, ambasadori, așa cum au și titlul, al prieteniei și dragostei care unește oamenii sub semnul armoniei dorite de George Enescu. O seară de muzică și poezie franceză, un omagiu adus lui George Enescu la jumătate de veac de singurătate, de când maestrul nu mai este cu noi, iată subiectul acestui concert, organizat de Corul Național Madrigal, Fundația Madrigal Marin Constantin, de postul România Muzical George Enescu, directoare doamna Mihaela Doboș, de Muzeul Național George Enescu, directoare doamna Ilinca Dumitrescu. Dar înainte de a asculta primul zvon de cântece, permiteți-mi ca, evocând numele lui George Enescu, să citesc aici câteva cuvinte scrise cândva și nu oricum de către Regina Maria. Sunt mândră că am fost aleasă să aduc eu cea dintâi închinarea mea în această zi, dar las altora mai priceput să vorbească despre Enescu, artistul, compozitorul și virtuozul. Obolul meu e de altfel, aș zice, mai umil și mai lăuntric despre ceea ce a însemnat el în viețile noastre. Pentru că a nevoie mă mai pot gândi la un timp când să nu fi cunoscut pe Enescu. Faima lui e a lumii, dar Enescu, omul, ființa pământească, e a celor cărora le-a fost drag și care au cunoscut viața și inima. Să-i